Camera de Comerț și Industrie Giurgiu a organizat și în acest an topul firmelor giurgiuvene, în care au fost premiați cei mai valoroși oameni de afaceri din județul Giurgiu. În top au intrat 519 firme selectate după criterii riguroase, însemnând cifră de afaceri, profit, angajați, dar și efortul de dezvoltare. Este o seară mult așteptată de oameni de afaceri. Este o seară în care vom acorda diplome pentru cei care au fost cei mai buni dintre oamenii de afaceri. Eu consider că foarte mulți dintre dumneavoastră în acest top pe care l-am organizat, din peste 4.000 de societăți comerciale care au fost prelucrate pe calculator, sunt 519 societăți care sunt în top. Vă dați seama totuși că este un procent care, în sfârșit, scoate în evidență o activitate a dumneavoastră, a celor care v-ați desfășurat activitatea în anul 2011. Pe lângă premiile oferite celor care au reușit să se claseze în anul 2011 pe primele locuri în topul firmelor, s-au acordat și diplome de excelență pentru societățile care au obținut locul întâi timp de 3 ani la rând, dar și diplome de onoare celor care au reușit performanța de a se menține în top timp de 5 ani consecutiv. Nova Force RL, domnul Florian Nicolae, te rog să vină, care primește top 200, excelență, și onoare. Și-l felicităm pentru toată activitatea și pentru ceea ce face pentru județ. Felicitări! Pentru activități de servicii privind sistemele de securizare, întreprinderi mici, Nova Force Tehnic, doamna Nicolae. Vă rugăm, poftiți, că așa e firma dumneavoastră, nu este a noastră, felicitări. Deci doamna primește diploma top 200 și diploma de excelență și felicitări. Felicitări. Prima fază. A doua fază e acțiune. A treia fază tot ce fac acolo. Felicitări. Succes! O noutate a topului firmelor giurgiuvene, aflat la cea de-a 19-a ediție, a reprezentat-o faptul că s-a realizat și un top 200 în care au intrat cele mai performante firme din cele peste 4.000 de societăți din județul Giurgiu.